În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preacuioși, preacucerii și părinți, bun frați, iubiți creștini, ne bucurăm astăzi că ne-am întâlnit într-această biserică sfântă și măreață după chipul și asemănarea ei și ne putem bucura împreună, ne putem înalța sfintele noastre rugăciuni către tronul ceresc și astăzi vedem după veșmintele noastre că sunt niște cuvinte, ne spune că se apropie sărbătoarea. Ne dă să ne gândim, să observăm că totuși veșmintele albe spune ceva că se apropie în scurt timp sărbătoarea Domnului, învierea Domnului. Dar astăzi se spune Evanghelia despre Sfântul Lazar, care zice că Hristos era dincolo de Iordan, precum am auzit în Evanghelie, precum am auzit de la Părintele Nicolae, mulțumim pentru cuvintele care le-a spus. Se spune că Hristos era dincolo de Iordan și acolo a făcut minunea cu învierea fiicei lui Iair, cu învierea fiului văduvei și le spunea la ucenici despre învierea cea de apoi. Dar ucenicii atunci, ca și noi acum, erau niște ființe slabe. Erau munciți de gânduri, de îndoieli. Și Hristos vrea să-i spună, să știe ei prin ce are de trecut Hristos și să înțeleagă că Hristos merge la această jertfă de binevoie. Și să nu se teamă, să nu se împrește că a venit timpul. Și întărind acest cuvânt, chiar se spune că Hristos vorbea cu ucenicii și deodată le spune că prietenul nostru este bolnav, Lazar. Și ucenicii, neînțelegând ce vrea să spună Hristos le spune, Lazar a murit. Și atunci se spune, precum am auzit în Sfânta Scriptură, că Toma, cel numit Jamonul, spune, mergem și murim și noi cu el. Și Hristos a pornit, a trecut, s-a apropiat de Betanie. Și atunci, auzind surorile lui Lazar, că se apropie Hristos, a ieșit la întâmpinare mare. Și spune, Doamne, dacă ai fi aici cu noi, n-ar fi murit fratele nostru. Și Hristos îi spune, crede-mă. Și ea spune că cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Și Hristos spune, arătați-l unde l-ați spus. Și mergând spre cale, se spune în Evanghelie că s-a apropiat și a doua soră, Maria, și iară spune că durerea era la fel la amândouă, că l-au pierdut pe fratele, pe care știau că iubea Hristos. Și Hristos de multe ori a venit în casa lor și le spunea despre învierea morților. Le spunea despre învierea cea de apoi. Chiar ele așa și-au spus că va învia la învierea cea de apoi. Și Hristos, spunând iarăși că merge la mormânt, arătați-ne unde l-ați spus, ajungând la mormânt și alergând după sora Maria, poporul care era și îi mângâia pe el. Ea îi spune Maria, Doamne, este mort de 4 zile și miroasă greu. Cred că aici ar trebui puțin să ne oprim la aceste cuvinte, miroasă greu. Ele spuneau că miroasă greu trupul a dreptului Lazar. Eu spun astăzi că miroasă greu păcatele care le face întreaga omenire și tot ce se întâmplă astăzi în țara noastră. Miroasă greu în fața Domnului. Dar Lazar spune să dea piatra la o parte. Hristos spune să dea piatra la o parte. Și prin ascultare se face această lucrare și Hristos își ridică ochii spre cer, se roagă lăcrimând și spune, Tată, să-L audă. Și spune rugăciune, că știu că totdeauna mă auzi, dar pentru cei ce sunt de față spun acestea. Și strigă cu glas mare, Lazare, ieși afară. Și se întâmplă această minune pe care oamenii înnecați într această îndoială a omenirii nu puteau să înțeleagă nici cum, când iasă omul mor de 4 zile din mormânt, care este legat cu fășii, cum au auzit, și pe față este pusă năframă și iasă afară la Hristos. Și îl dezleagă și pleacă acasă împreună cu ei. Iubiți creștini, vedem ce se întâmplă mai departe. Ar trebui după aceasta așa o minune de mare să se întoarcă întreg poporul. Da, cei credincioși care erau cu inima deschisă s-au întors, au crezut în Dumnezeu. Dar vedem că această credință a făcut să se ridice mult urgie și furie și mânie
la evrei împotriva lui Hristos, cât și împotriva lui Lazar. Și se spune în Evanghelie că s-au sfătuit arhireii Vechiului Testament să-l omoare pe Lazar. Iubiți creștini, să ne gândim puțin la aceste cuvinte. Omul cel ce era viu, cel ce a murit, cel ce Hristos a înviat, iarăși răutatea lumii vrea să-l omoare. Nu cumva ne aducem aminte sau ceva ne spune și de zile de astăzi. Că minunea care Hristos a făcut-o, omenirea vrea să o distrugă. Dar știm că nu li se va primi nimic, că și la evrei tot nu li s-a primit. Și știm din viața Sfântului Lazar că fiind urmărit pentru omor, s-a retras în insula Cipru și mai în curând, după învierea lui Hristos, și când apostolii umblau, a fost hirotonit ierarh și a fost în cetatea Chition numit ierarh. Și trăind o viață de cuvios, de drept, a plecat la Domnul. Dar a plecat la Domnul, a trăit și a întărit cuvântul lui Dumnezeu și pe creștini încă 30 de ani după moartea lui și după învierea lui. Înseamnă că mulți au avut mult de văzut. Noi astăzi tot avem mari minuni și în zilele de astăzi. Dar cu părere de rău nu le vedem, că suntem foarte mult cu ochii acoperiți și ne uităm la cele trecătoare, dar nu ne uităm la cele veșnice, iubiți creștini. Și se spune că dreptul Lazar după înviere nu mânca mâncare, mânca numai dulciuri. Și tot în viața lui se spune că n-a spus nimic ce a văzut în iad între cele 4 zile. N-a spus nimic. Dar cu pilda vieții sale a făcut pe mulți să se întoarcă către Dumnezeu. Cred că în ziua de astăzi, bucurându-ne de această biserică măreață care poartă hramul Sfântului Lazar și noi, frații acestei mănăstiri, ne bucurăm și noi astăzi că avem în rândul fraților noștri tot un Lazar. Și chiar că acum, din partea fraților, din numele fraților, vrem să-i spunem Părintul Lazar, ieși afară. Și știm că Părintele Lazar a înviat. Și a înviat nu acum, dar a înviat cu mulți, mulți ani în urmă, când a venit un copil care a auzit de Domnul și a venit să-l urmeze și cu ajutorul lui Dumnezeu îl urmează și merge frumos pe calea Domnului și mulți, văzându-i viața și pașii, îl vor urma și îl vor iubi tot pe cel Hristos care l-a iubit și el. Părinte Lazar, primiți felicitările din partea fraților, din partea noastră, a nevrednicilor. Această icoană măicuță Domnului, cred că pentru călugări nu este mai mare cadou decât Maica Domnului, care totdeauna a fost cu noi și înainte de mănăstire și va fi cu noi și după mănăstire și după moarte și vrem așa în rugăciunile noastre ca așa să fie, niciodată să nu ne depărtăm de măicuța Domnului. Благодетельное мирное житие, здравие, жизнь, спасение. Во всем благое поспешение подашь, Господи, рабу Твоему ныне за именитому архимандриту Лазарю и сохрани его, Господи, на много.